Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj Patriarhului Teofil al III-lea al Ierusalimului, în urma atacului lansat de Iran asupra Israelului seara trecută. Patriarhul României își manifestă îngrijorarea, rugându-se totodată pentru restabilirea unei păci drepte și durabile. Am primit cu mare îngrijorare vestea escaladării conflictului militar din Țara Sfântă în urma atacului masiv cu drone și rachete al Iranului asupra Israelului, din noaptea de sâmbătă, 13 aprilie. Prin urmare, în acest context marcat de violență și tensiune armate, ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască liderilor politici înțelepciunea făcătorilor de pace, pentru ca războiul din Țara Sfântă să înceteze și, ca o pace dreaptă și durabilă, să fie restabilită. În mod deosebit, ne rugăm Domnului Iisus Hristos să fie cu prefericirea voastră și cu Patriarhia Ierusalimului în aceste vremuri dificile de conflict militar în Țara Sfântă.